Citim povestirea 21, Isaac și Rebecca. Rebecca a fugit direct acasă și a povestit familiei ei tot ce se întâmplase. Fratele ei, Laban, a auzit-o povestind ceea ce îi spusese slujitorul lui Avram și a fugit afară la el. Apoi Laban i-a zis, Domnul te-a dus în siguranță aici. Vino acasă la mine. Am o cameră pregătită pentru tine în casa noastră și este destul loc și pentru cămilele tale. Slujitorul lui Avram s-a dus acasă la Laban, unde slujitorii lui Laban i-au descărcat cămilele. După aceea le-au adus de mâncare, dar slujitorul a zis, Înainte să mănânc, trebuie să vă spun de ce am venit. Spune-ne, i-a răspuns Laban, iar slujitorul le-a povestit totul. Apoi Laban și Betuel i-au răspuns, Domnul a făcut asta, ia-o pe Rebecca cu tine ca să se poată căsători cu fiul stăpânului tău, așa cum a zis Domnul. Într-o seară, Isaac se plimba pe câmp când dintr-o dată a văzut în un grup de oameni care se apropiau călare pe cămile și a pornit spre ei. Rebecca le-a văzut apropiindu-se, s-a dat jos de pe cămila ei și a întrebat, Cine este acel bărbat? El este stăpânul meu, Isaac. A răspuns slujitorul. Atunci Rebecca s-a acoperit fața cu un văl. Isaac a dus-o pe Rebecca în cortul în care locuise mama sa înainte de a muri și Rebecca a devenit soția lui. El a iubit-o și astfel a fost mângâiat pentru pierderea mamei lui. Gata! Data viitoare o să citim povestirea 22. Se nasc Iacob și Esau. Pe curând!